Pe final de an, conturile fermierilor olteni se umplu de bani. Ministerul Agriculturii virează banii pentru programele de minimis accesate de aceștia. Primii care au primit sumele de bani sunt cei care au cultivat usturoi și struguri de masă. Peste 200 de legumicultori au cultivat usturoi, iar doi fermieri din Mărunței au mizat pe cultura de struguri de masă și au primit în total 3.673.000 de lei. Am plătit toți fermierii care au depus dosare de, pentru minimis de usturoi, mai precis 208. Cred că astăzi sau mâine o să-și primească banii în cont la unde au fiecare, la banca fiecăruia. La strungul de masă? La strungul de masă au fost mai puțini, au fost doi fermieri care au depus și aceștia și-au primit, au virat către ei banii. Zilele acestea urmează să fie virați și banii pentru legumicultorii din ciclul al doilea al programului pentru legume cultivate în spațiu protejat. Avem aprobarea și am înțeles că s-au virat deja banii de la București pentru primii 4.000. În cursul zilei, deci dacă primim astăzi banii, avem ordinele de plată terminate. În cursul zilei de astăzi plătim și la tomate, la legume în ciclu 2, iar pentru restul de 1.500, deja de vineri am solicitat și ultimele sume, astfel încât până la Crăciun, să zic, sau poate săptămâna de după, imediat toți vor primi sprijinul cuvenit. Totodată se vor face plăți și pentru procesatorii de grâu, floarea soarelui sau furaje, care în perioada 15 august-noiembrie au achiziționat până la 14.000 de tone de materie primă. Suma maximă ce poate fi primită de un procesator înscris în program este de 500.000 de euro. În Olt au fost depuse 14 solicitări cu o valoare totală de 2.660.000 de euro. 5 fermieri au depus pentru procesare grâu, 3 pentru floarea soarelui și 6 pentru furaje. Acestea nu sunt singurele plăți ce se fac în perioada aceasta. În mare, vor primi bani fermierii care au accesat diferite programe de minimis.